Salutare prieteni și bine pe canal după ultimul clip în care am zis că mi se pare cea mai tare uh, perioada de mercat pe care am trăit eu de când mă uit la fotbal au rămas cu un doial așa am zis mă poate am exagerat poate atunci când s-a transferat Neymar a fost cea mai tare poate poate am exagerat eu dar nu e adevărat băieți chiar nu am exagerat s-a întâmplat, întâmplat imposibilul Cristiano Ronaldo tocmai ce a semnat aseară cu, cu... Man United. Nu am făcut clip aseară pentru că era deja foarte, foarte târziu și aș fi postat foarte târziu. Ați văzut și voi cu toții sunt sigur postarea celor de la Man United pe, pe Instagram în care îi urează bun venit acasă lui Cristiano Ronaldo. Știți cu toții povestea cu Manchester City. Ieri pe zi de dimineață spre după amiază a fost jucătorul lui City undeva la 90% din... 90% a fost jucătorul lui City. Spre seară s-a aruncat bomba în aer, Manchester United -a, a intrat pe fir și a, a obținut semnătura lui, lui Cristiano sau cel puțin un acord verbal. Părerea mea și aici vreau și părerea voastră, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați de like și să, și să vă abonați dacă n-ați făcut-o, m-ar ajuta foarte, foarte mult. Părerea mea și aici vreau și părerea voastră. Ce credeți voi? Cristiano Ronaldo avea o înțelegere verbală sau discuta cu Man, Man, United înainte să, înainte să, să apară zvonurile de Manchester City sau nu. Părerea mea este că băieții știau, băieții din cadrul, din cadrul clubului Man, Manchester United știau. Rio Ferdinand a dat foarte multe semnale, Patrice Evra la fel, până și antrenorul Solcher a, a, făcut o declarație cu subînțeles și din care, din care pot, pot, pot... pot apărea foarte multe, foarte multe dubii. Sunt, sunt, foarte multe semnale la care noi nu am fost atenți, adică nu ne-am dat seama, eram prea focusați pe Manchester City și nu, nu ne-am dat seama. Dar eu zic că ei, ei, discutau de ceva timp, sunt foarte multe voci care spuneau că inclusiv Alex Ferguson împreună cu Bruno Fernandes l-au convins pe Cristiano să, să sâneze. Nu a fost, eu zic, părerea mea, nu a fost greu să facă treaba asta. Știți că el în fiecare an, în fiecare perioadă de mercato era chemat de fanii lui United acasă. 100% sigur că și el și-a dorit ca într-o zi să ajungă la Man United. Oferta a venit, părerea mea, de acum 2-3 zile minim, dacă nu de vreo 4 zile. El își dorea să plece dinainte, de, dinainte să, să, înceapă perioada zic eu, să plece de la United. Detaliile transferului nu știu dacă le știți, le repetăm din nou, le avem aici, să fie, să fie cât mai transparent. Juventus 28 de milioane a primit pentru să lui Ronaldo, pentru a fi cedat Ronaldo, și se pare că au fost mulțumiți. Iar salariul lui Ronaldo se pare că nu a scăzut foarte, foarte mult, după cum vă așteptați probabil cu toții, de la 31 de milioane pe care le avea la gruparea torineză, acum a scăzut undeva la 25 de milioane de lire sterline, ceea ce înseamnă undeva peste 29 de milioane de euro. Eu zic că e un, e un downgrade destul de mic, părerea mea, doar un milion și ceva de euro, pentru un jucător care, sincer, se bate acolo cu primii trei atacanți din lume, adică îți garantează undeva la 30 și ceva de goluri pe sezon, eu zic că e ok. Bineînțeles, știți cu toții influența pe care o are. În câteva minute au câștigat câteva, câteva milioane de, de urmăritori, de followeri și de la United să-și scoată investiția 100%. Aici aveți și declarația lui, lui Solskjaer, probabil. Ați știut-o cu toții. 100% v-am spus. Dar vreau și părerea voastră. 100% eu zic că se știa. Cei care nu știam eram noi, cei din exterior și, din păcate, cei de la City. Cei de la City, pre, pre ghinionul lor, n-au fost conștienți de treaba asta. Am înțeles că s-au retras brusc când și-au dat seama, și-au dat seama probabil pe final, și s-au retras, s-au retras brusc. S-au simțit probabil un pic ofensați, sunt 100%. Își doreau, bineînțeles, vă dați seama, își doreau să le dea și Cred că dorința lor ar fi fost foarte mare să le dea o lovitură și rivalilor de la Manchester United. Nu doar să-l semneze pe Ronaldo. Dar. Știți cum e? Zi, când se termină cu bine, toată lumea e fericită. Părea mea este că acolo e locul lui. Chiar dacă mulți ar spune, da, Alex, dar ar fi avut mult mai multe șanse la trofee. Știm cu toții că e mult mai favorită Manchester City, de exemplu, la câștigarea Premier League, chiar și la câștigarea Champions League. Dar, dar, acum cum am uitat și eu puțin peste lotul, pe celor de la Manchester United și vreau și părerea voastră în legătură și cu treaba asta să lăsați acolo în comentarii, am văzut că interacționați cu mine foarte, 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 foarte bine, vă mulțumesc frumos din suflet. Acum că mă uit la echipa, la echipa, la un prim 11 pe care ar putea să-l să, -l, să -l afișeze Manchester United, părerea mea este că arată destul de bine. Ok, nu poate pretinde, nu poate emite pretenții la fel ca Manchester City, ca și Lot, ca și Prim Dar poate fi o revelație, nu știu, poate fi cum a fost Inter anul ăsta, poate fi cum a fost Chelsea în Champions League, nimeni nu se aștepta și au fost o revelație. Vedem, avem așa, un De într-adevăr, destul de gafeor nu trecut în poartă, un Maguire Puțin, puțin în creștere, dar totuși a rămas un pic restant. Varanul știm cu toții, imbatabil. Pisaca pe dreapta, un sezon foarte, foarte bun. luc, Show, un sezon foarte, foarte bun. A ajuns până în campionat, la campionatul european până în finală, jucând foarte, foarte bine, având chiar golul marcat în, în finală. Deci, luc Show o, într-o creștere imensă. Mectominai, aici avem un, un mic minus. Poate să zicem că ar putea fi un... Un, un mic minus aici pentru Manchester United deși ar avea, ar avea variante acolo cu Van Dambeck cu, cu Fred sunt variante Pogba băzut în cuie, părerea mea unul dintre cei mai buni mijlocași central din, din lume pe dreapta noul venit Sancho fiind dublat și de Greenwood țineți minte Greenwood un jucător foarte talentat și foarte tânăr Bruno Fernandes la fel ca și Pogba părerea mea băzut în cuie, unul dintre cei mai buni alături de Kevin De Bruyne de cei mai bun fundași și funda și scuzați, și ofensiv din, din lume. Rashford pe stânga, pe stânga, eu zic că are nevoie de un restart, are nevoie de un imbolt, îl știm cu toții ce calitate are și, și era așa de pe tort, mare Ronaldo ca striker. Bineînțeles, au și rezerve, nu, le, nu reluăm tot lotul lui United, am vrut să, să vă fac o idee, o idee pe care mi-am făcut-o și eu și mi-am schimbat puțin, adică nu le-aș fi dat nicio șansă până am, uit, am, început să mă uit să mă uit peste echipa lor și aș spune că aș avea o, ar avea o șansă nu foarte mare, să nu exagerăm să nu, ne, să nu fim entuziaști dar nu, dar nu, 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 nu spre zero, adică acolo sunt, sunt șanse părerea mea un antrenor inspirat cu, cu lipsa accidentărilor, știți foarte bine, contează foarte mult să fii Și să nu să, să accidenteze jucătorii, eu zic că ar, ar face o față frumoasă sezonul, ăsta, atât în Champions League cât și în, cât și în Premier League. Vedem ce va fi, într-adevăr, Manchester City, Chelsea, o echipă, niște echipe foarte, foarte tari și poate puțin peste Manchester United ca și lot. Dar, întrebarea mea pentru voi este, bine, eu știu deja și o să vă răspund după aia, știu deja ce, ce cred eu. Um, a făcut bine Ronaldo Cales, Manchester United sau a făcut drău. Ar fi fost mult mai bine să, merge, să meargă la Manchester City. Pare puțin că la Manchester City ar fi ales ca și profesional, ca și pe plan profesional, pardon. Trofee, probabil ar fi garantat minim o cupă în Anglia, minim campionatul, pentru că sunt unul favoriții cu Chelsea. Champions League, o șansă în plus, știm cu toții că a arătat destul de bine până într-un punct Manchester City în Champions League anul trecut, ceea ce Manchester United nu a arătat deloc sau a făcut bine că a ales cu sufletul, a ales suporterii și a ales cum ar veni potul cel mare. Pentru că, să fim sinceri, dacă lui Ronaldo iese treaba asta, câștigă Premier League sau Champions League, cu formația asta, părerea mea e că o să cântrească mult mai mult decât dacă ar fi făcut treaba asta cu City. De ce zic asta? Pentru că, de exemplu, la City n-ar fi o surpriză să câștige campionatul și dacă ar fi fost Ronaldo la ei, ar fi spus toată lumea, Ok, City ar fi fost mare favorită și fără Cristiano Ronaldo. În schimb, dacă ei reușesc treaba asta, dacă el reușește treaba asta împreună cu Manchester United, situația asta o să fie mult mai mare meritele și mult mai mare, mult mai mare satisfacția pentru el decât invers. Deci a mers la, a la, la ce îi place lui cel mai mult, la provocare. Treaba pentru care eu am tot respectul pentru el, știți cu toții părerea asupra lui. Îmi doresc să ajungă cu Manchester United cât mai departe în Champions League, poate vedem un duel cu vedem un duel cu, cu Lionel Messi, nu e posibil în grupe pentru că sunt în grupe diferite știți cu toții, dar poate undeva prin sferturi dacă au noroc să ajungă cei de la United, PSG-ul probabil să ajungă cel puțin în sferturi, au foarte bună echipa și s-au întărit foarte mult încât să nu să nu ajungă în sferturi, ar fi, ar fi o, un dezastru pentru ei să nu ajungă în sferturi cam asta a fost transferul lui Ronaldo, nu mă așteptam niciodată, sincer, eu vă spun, am fost 100% convins că o să semneze cu Manchester City, greșeala mea, am fost ras pe sfoară cum a revenit, am fost, am fost uh, păcălit și nu cred că sunt singurul dacă au fost păcăliți de la, cei de la City. Vă mulțumesc frumos pentru că ați fost alături de mine, nu uitați ce v-am rugat să spuneți părerele voastre în comentarii legate de situația asta. Unde credeți voi că, că ar fi fost mai bine sau dacă e mai bine dacă e mai bine unde a ales acum și nu uitați să vă abonați să apăsați un de like și noi ne revedem data viitoare Pa, pa!